15 martie 1962 a fost considerat un moment istoric al mișcării consumatoriste mondiale. Atunci, JF Kennedy, președintele Statelor Unite, susținea existența a 4 drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitatea produselor, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat și dreptul de a alege produse și servicii. Realizând importanța recunoașterii și garantării drepturilor consumatorilor, Organizația Națiunilor Unite a adoptat în anul 1985 principiile directoare pentru protecția consumatorilor. În România, în august 1992, a fost adoptată legea de bază în domeniul protecției consumatorilor. În țara noastră sunt recunoscute dreptul la protecția vieții, a sănătății și securității produselor, dreptul la protecția intereselor economice, la informare și educare, dreptul de acces neîngrădit la piețele de produse și servicii, dreptul la despăgubire, precum și dreptul la reprezentare. Pentru a marca Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a organizat întâlniri interactive cu elevi, acțiuni de consiliere a operatorilor economici din zonele Câmpului Moldovenesc, Gura Humorului și Vatra Dornei și acțiuni de informare a consumatorilor prin amenajarea unor puncte info în hipermarketurile sucevene. Totodată au fost premiați și câștigătorii concursului de eseuri Nu produselor contrafăcute. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a marcat acest eveniment prin mai multe acțiuni, printre care și premierea elevilor care au participat la concursul de eseuri cu tema Nu produselor contrafăcute. S-au primit 40 de eseuri pe această temă și în urma citirii și deliberării s-au stabilit câștigătorii. Premiul întâi l-a obținut domnișoara Eugeniuc Eliza Camelia de la Școala Creștină Philadelphia. Permiteți-mi să o felicit, să-i dau premiu. Felicitări! Te așteptăm și în continuare. Premiul 2, domnul Furtuna Daniel de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir. Să-ți fie de bine. Și premiul 3, elevul Teleagă Valentin George, tot de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir. Felicitări! Concursurile organizate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava nu se opresc însă aici. Tema următorului concurs este Banii noștri, drepturile noastre, iar eseurile participanților pot fi trimise până pe 5 mai pe adresa de e-mail suceava@opc.ro, urmând ca cele mai bune să fie premiate pe 1 iunie. Totodată, în data de 20 martie, va avea loc și faza județeană a concursului național Alege e dreptul tău, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean.